Bună dimineața, vă salută Tatiana. Astăzi vedeți aceste fire pentru că vom începe un nou proiect. Acest proiect este realizat după o fotografie primită. Imediat o găsesc și vă prezint. Aceasta este fotografia. Mi-a fost trimisă de către prietena mea, Emilia, care mi-a scris: Bună dimineața, iubita mea! Dacă te rog, poți să faci un tutorial după această minunată sacoșă? Bineînțeles că după fotografie eu voi face acest tutorial doar uitându-mă pe această fotografie. Și pentru aceasta eu voi folosi firul Alize Diva Plus, fir trimis de Emilia. Tutorialul îl voi numi Săculețul Emiliei. Apoi voi folosi un fir alb, dacă aveți firul Alize, foarte bine. Voi folosi croșetul cu numărul 2,5 mm. Vom avea nevoie de foarfece și, bineînțeles, vom avea nevoie de un pic de răbdare. În acest moment eu voi începe lucrarea mea și în cercul magic voi face pentru început un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Avem 1, 2, 3, plus un ochi de lanț de separare. Deci, în total avem 4. Firul pe croșet, intrăm în interiorul cercului magic, vom lucra un picioruș dublu, un ochi de lanț și vom continua în felul acesta până când vom avea un număr de 12 piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat cele 12 piciorușe duble, voi face ochiul de lanț de separare și voi închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț de la începutul acestui rând, voi închide cu fir alunecat. În acest moment voi scurta firul, voi lăsa atât cât apoi să ascundem dedesubt și vom închide în felul acesta. După care, cu firul alb, vom continua. Voi face în felul acesta. Și voi intra cu acest fir în corespondența spațiului format din ochiul de lanț dintre cele două piciorușe duble la alegerea dumneavoastră, iar aici voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet voi intra în corespondența aceluiași spațiu, voi face cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet și mă voi deplasa către următorul spațiu. Între timp, ascund și firele pe partea cealaltă, astfel încât să dau un pic de stabilitate acestor capete de fire și în acest spațiu de un ochi de lanț voi lucra din nou două piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, în următorul spațiu voi lucra din nou două piciorușe duble, urmate de un ochi de lanț de separare. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Am ajuns la capătul rândului, voi face ultimul ochi de lanț de separare
și voi închide în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș, voi închide cu fir alunecat, voi scurta din nou firul și vom închide și această parte în felul acesta. Vom atașa din nou culoarea mov palid și în corespondența unuia dintre spații vom intra și ținând dedesubt capetele de fire vom începe lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, în corespondența aceluiași spațiu voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu, firul pe croșet și în corespondența aceluiași spațiu cel de-al treilea picioruș dublu. Firul pe croșet, ne deplasăm către spațiul următor între piciorușele duble, deci în spațiul format de un ochi de lanț și voi lucra 3 piciorușe duble, 2 și cel de-al treilea. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul acestui rând. Deci 3 piciorușe duble în corespondența fiecărui spațiu format din ochiul de lanț. În timp ce continui să lucrez în corespondența fiecărui spațiu, cele 3 piciorușe duble, vreau să mulțumesc persoanelor care au devenit membre ale acestui canal. Aceștia, în momentul în care vor participa cu comentarii, vor avea un adeziv special pentru dumnealor. Și așa cum spuneam, vreau să le mulțumesc pentru faptul că sunt alături de mine. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor celor noi înscriși pe canalul de YouTube. Un alt lucru care vreau să-l precizez, deoarece am avut o perioadă un pic mai încărcată, un pic mai dificilă pe pagina canalului, ați văzut că au fost puse acele time lapse care au fost create de către Cristi Gomoiescu, care este editorul meu. Din păcate, ultimul, datorită faptului că și el are probleme cu internetul, nu a fost încărcat la viteza dorită. Și de aceea rog anumite persoane, și aici, dacă va mai fi prezentă persoana respectivă, rog să se abțină de la răutăți, pentru că eu într-adevăr fac foarte mari sacrificii pentru acest canal de YouTube. La mine acum este ora 3 și jumătate dimineața și eu deja sunt aici să filmez. Și cred că după sute de tutoriale gratuite, merit respectul. Am ajuns la capătul rândului, acum voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea picioruș de la începutul acestui rând. Din nou voi scurta firul și voi închide această parte a lucrării. După care vom continua cu firul de culoare închisă, mov închis. Face un ochi de lanț de început cu care mă voi atașa lucrării. Și voi începe, indiferent de locul unde, de grupul pe care îl alegem. Vom intra în corespondența celui de-al doilea picioruș, deci piciorușul din mijloc.
nu vrea să iasă acum, ca de obicei, așa mi se întâmplă când lucrez. În acest moment voi face un număr de 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Mă voi deplasa în corespondența următorului grup de 3 piciorușe duble. Voi intra din nou în corespondența piciorușului cu numărul 2. Voi face un picioruș scurt. 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6. Voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu din următorul grup, format din cele 3 piciorușe duble, picioruș scurt, și continuăm în felul acesta pe întreg parcursul rândului. Am ajuns la capătul acestui rând, am făcut ultimele 6 ochiuri de lanț. Voi intra în corespondența primului ochi de lanț de la începutul acestui rând și voi închide cu fir alunecat. Apoi cu fir alunecat mă voi îndrepta către mijlocul acestui arc. Voi face în felul acesta. Treilea, când am ajuns în mijloc, voi face, de ce nu vrei, așa, voi continua din nou cu 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6 și voi închide pe mijlocul următorului arc, format din cele 6 ochiuri de lanț din rândul anterior, deci voi închide cu picioruș scurt. Și voi continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și voi închide din nou cu piciorul scurt pe mijlocul arcului următor. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul acestui rând, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am lucrat ultimele 6 ochiuri de lanț. Voi închide acest rând în corespondența primului ochi de lanț de la începutul celui de-al doilea rând și voi încheia cu fir alunecat, după care să-mi alunece firul mai întâi. Este prima dată că lucrez cu acest fir, după care voi intra în corespondența primului spațiu de aici, spațiul format din cele 6 ochiuri de lanț și voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi continua lucrând cel de-al doilea, cel de-al treilea, cel de-al patrulea și cel de-al cincilea picioruș dublu. Firul pe croșet, mă voi deplasa în următorul arc și voi lucra din nou 5 piciorușe duble. 2, 3, 4 și cel de-al cincilea, după care vom trece în următorul arc, lucrând câte 5 piciorușe duble în corespondența fiecărui spațiu format din cele 6 ochiuri de lanț. Am ajuns și la capătul acestui rând. Acum voi închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș, picioruș dublu, cu fir alunecat. Voi continua 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, în corespondența aceluiași picioruș din rândul anterior. Voi face cel de-al doilea picioruș dublu, deci avem o mulțire aici, după care firul pe croșet, voi intra în corespondența următorului picioruș, voi face un picioruș dublu,
în următorul picioruș dublu, din nou un picioruș dublu, în următorul, în cel de-al patrulea, din rândul anterior, un alt picioruș dublu, iar în cel de-al cincilea picioruș din rândul anterior, voi face din nou un număr de două piciorușe duble. Deci înmulțim în fiecare evantai, așa cum le numesc eu, de 5 ochiuri de lanț, de 5 piciorușe duble, scuzați, eu voi lucra în primul două piciorușe duble, următoarele 3 câte un picioruș dublu, în ultimul, din nou, vom face o mulțire, vor fi două piciorușe duble. Deci, la cel de-al doilea rând, vom avea un total de 7 piciorușe duble. Eu acum voi lucra, din nou, să vedeți și dumneavoastră, deci voi intra în grupul de 5 și în primul voi face un picioruș dublu, cel de-al doilea, următoarele 3 piciorușe duble vor fi lucrate în mod normal, câte un picioruș dublu în corespondența fiecărui picioruș. Iar în cel de-al cincilea picioruș dublu voi face o înmulțire. Și astfel obținem un total de 7 piciorușe duble pe fiecare raport. Vom continua singure și ne întâlnim la capătul acestui rând. Am lucrat ultima înmulțire, acum voi închide acest rând cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. După care, deci acum pentru fiecare raport am obținut un număr de 7 piciorușe duble. Acum vom continua rândul următor, lucrând din nou în primul și în cel de-al șaptelea picioruș dublu câte o mulțire. Și astfel fiecare raport va avea un număr de 9 piciorușe duble. Eu continui. 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. În corespondența aceluiași picioruș voi înmulți. Deci voi face cel de-al doilea picioruș dublu. După care voi continua cu piciorușe duble în corespondența următoarelor. 5 piciorușe duble, deci în corespondența următoarelor 5 piciorușe duble, vom lucra doar câte un picioruș dublu. Este foarte ușor de depistat care este ultimul picioruș al fiecărui raport, deoarece vă orientați după înmulțire. Așa, deci am ajuns în corespondența celui de-al șaptelea picioruș dublu din rândul anterior, iar aici voi face o nouă înmulțire și astfel am obținut acel număr de 9 piciorușe duble, 2, 4, 6, 8, 9. Firul pe croșet și ne deplasăm în următorul raport și din nou în corespondența primului și celui de-al șaptelea picioruș dublu vom lucra câte o mulțire, în rest piciorușe duble normale. Până când voi ajunge la înmulțire, aș dori astăzi să vă vorbesc despre alte 3 canale de YouTube care merită urmărite. Cea mai mare parte dintre dumneavoastră poate le cunoașteți. Astăzi dimineață vreau să vă vorbesc despre Anca, scris cu litere mari, cu K de la kilogram. Anca este o fată extraordinară care iubește trenurile și pe pagina canalului ei veți găsi filmate cu
aceste trenuri, acolo veți putea vedea și locomotiva mea, așa o numesc eu acum. Apoi vă recomand canalul domnului Iosif Berei, din nou un canal unde se poate asculta muzică, muzica anilor trecuți. Deci am ajuns în corespondența celui de-al șaptelea picioruș, dublu din rândul anterior, și voi face o mulțire aici. Deci vă vorbeam despre canalul domnului Iosif Berei, unde puteți asculta muzica anilor trecuți. Acum mă deplasez în următorul raport și încep cu o mulțire. După care vă voi vorbi despre canalul domnului Ioan Suciu. Este un domn care lucrează în străinătate, nu știu exact în ce țară, fie în Austria, fie în Germania, și dumnealui merită atenție, are nevoie de ajutorul nostru, precum și acum vorbind de străinătate și de domnul Ion Suciu, să nu uit, haideți să-mi fac reclamă și mie un pic. Pe canalul Tatiana cu de toate am încărcat ieri seară o poezie scrisă de mine, o poezie dedicată tuturor românilor din străinătate, care, așa cum știți, uneori întâmpinăm și perioade grele, perioade dificile, și așa cum vă spuneam, vă recomand și acest canal, Tatiana cu de toate. Am ajuns din nou la capătul acestui raport, am făcut ultima mulțire. Deci, în felul în care ați văzut, noi vom continua pe întreg parcursul rândului. Deci fiecare raport de acum va fi format din 9 piciorușe duble, deoarece în primul și în cel de-al șaptelea picioruș dublu vom efectua înmulțiri. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, am făcut ultima înmulțire, acum voi închide rândul cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș. Și voi continua lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Deci avem un picioruș dublu. În următorul, picioruș dublu din nou. Deci avem 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 piciorușe duble. 9 piciorușe duble. Deci am repetat ultimul raport lucrat. Acum voi face un ochi de lanț de separare și din nou voi continua 9 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, 9 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare. În felul acesta vom continua pe parcursul întregului rând. Deci nu uitați, 9 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare și repetăm. Se va vedea acest mic spațiu aici. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, am făcut ochiul de lanț de separare și vom închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș cu fir alunecat. Acum vă rog să fiți foarte atente, pentru că acesta este rândul cel mai important în toată lucrarea noastră.
Am făcut trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet voi intra în următorul picioruș dublu. Nu îl voi închide separat, ci le voi închide împreună. Apoi continuăm. În următorul vom face un picioruș scurt, scuzați, picioruș dublu. Am făcut un pic de pauză între... aceste momente de filmare și deja mintea mi-a fost atrasă de altceva. Deci vom continua cu piciorușe duble până când vom ajunge în corespondența ultimelor două piciorușe din acest raport. Firul pe croșet, intru în piciorușul cu numărul 8 și voi face un picioruș dublu care îl țin pe croșet. Firul pe croșet, voi intra în piciorușul cu numărul 9. Acum, vedeți, am 3 fire pe croșet. Voi trece mai întâi prin primele două, pentru că în felul acesta am închis cele două piciorușe duble împreună. Apoi, din nou, continuăm cu 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Firul pe croșet, vom intra în primul picioruș dublu, eu sper să se vadă și să explic atât de corect în modul în care dumneavoastră să puteți înțelege. Deci piciorușul dublu pe care, după cum vedeți, îl țin pe croșet, voi intra în următorul, voi face din nou o scădere cu aceste piciorușe, deci am două piciorușe duble, le voi închide împreună și împreună cu ultimul ochi de lanț. Deci în felul acesta trebuie să apară. Cele trei fire le-am închis împreună și voi continua cu piciorușe duble până în corespondența ultimelor două, unde din nou vom face o scădere. Deci un raport de această dată va consta dintr-un total de 7 piciorușe duble și voi continua. Aici va trebui să lucrez aproape pas cu pas, pentru că este nevoie de explicații. Deci am ajuns din nou în corespondența ultimelor două piciorușe duble din acest raport. Voi lucra primul picioruș dublu, țin pe croșet firul, îl voi lucra pe cel de-al doilea. Țin pe croșet firul, am 3 fire acum, voi trece mai întâi prin primele două, după care voi închide celălalt. Acum voi face un număr de 9 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Firul pe croșet și ne îndreptăm către următorul raport, unde vom lucra ca de obicei, deci vom face o scădere, primele două piciorușe duble le vom scădea, avem 3 fire pe croșet, le închidem împreună, continuăm cu piciorușe duble până în corespondența ultimelor două. Chiar dacă va fi un pic mai lung acest tutorial, trebuie să explic în modul în care dumneavoastră să puteți realiza săculețul în mod corect. Am ajuns în corespondența ultimelor două piciorușe duble. Acum voi face scăderea, vedeți, am 3 fire pe croșet, voi trece mai întâi prin primele două și apoi le voi închide pe toate, voi face 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4. Voi continua. Deci am lucrat cele 4 ochiuri de lanț, acum voi intra din nou în corespondența acestui raport și voi face scăderea.
picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat, vom închide împreună toate trei firele. Continuăm cu piciorușe duble în corespondența următoarelor piciorușe duble până când vom ajunge în corespondența piciorușelor care trebuie scăzute. Este piciorușul cu numărul 7. Acum voi face o scădere din nou. Deci un picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat, le închidem împreună. Apoi închidem această parte din nou. 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4. Vom intra din nou să facem prima scădere. Picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat. Le închidem toate trei împreună și continuăm cu piciorușe duble până când vom ajunge în corespondența piciorușelor unde trebuie să scădem. Am ajuns în corespondența piciorușelor duble unde trebuie să efectuăm scăderea și facem primul picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat. Le vom închide mai întâi primele două, apoi vom trece prin următorul. Vom continua din nou cu 9 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, firul pe croșet și vom face următoarea scădere. Deci va fi prima de la începutul acestui raport, două piciorușe duble neterminate, pe care le voi închide împreună cu ochiul de lanț, în felul acesta, și vom continua cu piciorușe duble. Sărit unul aici, se mai întâmplă. Așa. Am camera în față și uneori mai permiteți-mi să mai greșesc și eu, nimeni nu este perfect. Acum voi efectua următoarea scădere. Un picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat. Îmi place acest fir. Acum voi închide primele două piciorușe în felul acesta, după care închid întregul raport. Voi continua cu 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4 și vom intra să efectuăm următoarea scădere. Avem două piciorușe duble neterminate. Le închidem împreună cu ochiul de lanț. Continuăm cu piciorușe duble. Acest rând este foarte important în a continua plăsuța, pentru că de aici apoi vom pleca cu arcade. Am ajuns în punctul unde trebuie să facem următoarea scădere. Piciorul dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat, le închid împreună, închid raportul, voi continua din nou cu 4 ochiuri de lanț,
3, 4, firul pe croșet și vom efectua prima scădere din raportul următor. Deci, două piciorușe duble neterminate, închid împreună cu ochiul de lanț, voi continua cu piciorușe duble. Apoi, la următoarele rânduri, ne va fi un pic mai ușor. Important este să înțelegeți bine aici plecarea. Voi face ultima scădere din corespondența acestui raport. Piciorul dublu neterminat, cel de-al doilea piciorul dublu neterminat. Închid piciorușele duble, închid raportul. Voi continua cu 9 ochiuri de lanț, să vedem exact, da? Aici 9, 4, 4, șapte, opt, nouă. Vom continua cu scăderea din următorul raport. Deci două piciorușe duble neterminate, pe care le vom închide împreună cu ochiurile de lanț. Continuăm cu piciorușe duble. Ne întâlnim când ajungem să efectuăm scăderea. Acum efectuăm ultima scădere a acestui raport, piciorul dublu neterminat, cel de-al doilea piciorul dublu neterminat. Închidem primele două piciorușe, închidem raportul, 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, firul pe croșet, vom intra și vom realiza prima scădere, deci două piciorușe duble neterminate. Avem trei fire, le vom închide pe toate împreună. Continuăm cu piciorușe duble. Și singură, de fapt cu dumneavoastră, nu singură, în momentul în care lucrez ca și cum ați fi aici lângă mine și aceasta îmi face plăcere. Acum voi face următoarea scădere, deci ultima a acestui raport. Piciorul dublu neterminat, cel de-al doilea piciorul dublu neterminat. Vom închide primele două, apoi vom închide raportul, 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, firul pe croșet, vom intra să facem prima scădere din corespondența următorului raport. Am trei fire, le închid toate împreună, continui cu piciorușe duble până vom ajunge la scădere. Voi face ultima scădere a acestui raport, piciorul dublu neterminat, cel de-al doilea piciorul dublu neterminat. Le voi închide primele două piciorușe, voi închide raportul. Voi continua cu 9 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, firul pe croșet,
Voi intra în corespondența următorului raport și voi face picioruș dublu neterminat. Cel de-al doilea picioruș dublu neterminat le voi închide toate trei împreună, trei firele. Continuăm cu piciorușe duble. Ne întâlnim în corespondența scăderii. Voi face ultima scădere, picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat. Voi închide primele două împreună, voi încheia raportul, voi face 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4 și voi închide rândul în corespondența primei scăderi cu fir alunecat. Reușesc să intru în felul acesta. Voi închide totul cu fir alunecat. În acest moment voi începe 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet voi intra în următorul picioruș. Voi face un picioruș dublu neterminat. Le voi închide împreună, deci am făcut o nouă scădere. Picioruș dublu, avem două, de ce nu vrei să intri? Nu vrea. Iar ultimele două vom face din nou o scădere. Deci facem picioruș dublu neterminat și din nou un picioruș dublu neterminat. Le vom închide împreună, vom închide întreg raportul, astfel am obținut un număr de 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. Deci, din nou facem scăderi pe o parte și pe cealaltă. Acum voi face 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, care le voi închide în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț cu picioruș scurt. 5 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5. Vom începe să dăm amploare lucrării. Vom face prima scădere din raportul următor, picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat. Le voi închide împreună. Voi continua. Patru piciorușe duble, iar acum voi face scăderea, cea de-a doua scădere din corespondența acestui raport. Deci picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat, le închid împreună, închid raportul. Voi continua cu 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din acest arc format din cele 9 ochiuri. Apoi, imediat vă voi explica de ce. Deci, închidem cu piciorul scurt 9 ochiuri de lanț, din nou 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Și acestea le vom închide din nou în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț, numărând de partea aceasta la altă. Continuăm cu 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Și imediat firul pe croșet vom intra în următorul raport și vom face prima scădere. Deci primul picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat. Voi închide cele trei fire împreună și am făcut aceste ochiuri. Deci câte 9 ochiuri, pentru că în felul acesta noi vom crea colțurile. Avem 4 astfel de arcuri formate din câte 9 ochiuri de lanț. Noi astfel vom forma colțurile și vom da forma plăsuței. Vom continua până când vom ajunge în corespondența scăderii următoare. Am ajuns și la ultima scădere a acestui raport, un picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat. Voi închide primele două piciorușe împreună, voi închide raportul și de acum voi repeta 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, care vor fi închise cu picioruș scurt în cel de-al treilea ochi de lanț din arcul din rândul anterior, 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, apoi voi continua să fac scăderile. În următorul arc format din 5 vom face din nou cele două arcuri, exact ca și aici, exact ca și la început. În arcurile de 9 vom face din nou exact cum am procedat la începutul rândului. Deci de acum cred că ați înțeles. Voi continua totuși împreună cu dumneavoastră, dai să mai fac, să ajungem exact la acea porțiune unde este arcul de 9 ochiuri de lanț. Prima scădere a acestui raport, închid toate ochiurile împreună. Voi continua cu piciorușe duble până când voi ajunge în corespondența piciorușelor unde trebuie să facem scăderea și astfel obținem în fiecare raport un număr de 5 piciorușe duble. Deci picioruș dublu neterminat, picioruș dublu neterminat. Le închidem primele două, închidem raportul, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Închidem cu picioruș scurt în cel de-al treilea ochi de lanț al arcului din 5 ochiuri de lanț din rândul anterior, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Vom intra și vom face prima scădere din următorul raport. Picioruș dublu neterminat, picioruș dublu neterminat, le închidem toate trei împreună, continuăm picioruș dublu, să fiți atenți întotdeauna să numărați piciorușele. Am ajuns din nou în punctul unde trebuie să fac scădere. Picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu
neterminat. Atenție unde introduceți croșetul, nu cumva să introduceți în ochiurile arcului. Închidem primele două, închidem raportul, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Vom intra în cel de-al treilea ochi de lanț, din arcul format din cele 9 ochiuri de lanț. Voi face 9 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acum, de partea aceasta, voi număra 1, 2, 3. Voi închide aceste 9 ochiuri de lanț în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din rândul anterior, cu piciorul scurt. 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Și intrăm să facem scăderea, deci fiți atente să nu greșiți, să încurcați ochiurile de lanț cu piciorușul scăzut și voi face picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat, închidem toate trei împreună. Deci în felul acesta noi vom continua pe întreg parcursul rândului. Eu cred că am fost destul de explicită și ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la sfârșitul rândului, am făcut și ultimele ochiuri de lanț. Acum voi închide cu fir alunecat în corespondența primei scăderi. Și vroiam să vă arăt de ce a fost nevoie să facem colțurile acelea de câte 9. Dacă vedeți, lucrarea deja prinde forma pătrată, în modul în care apoi noi vom reuși să facem gentuța noastră, plăsuța. Eu mă voi opri aici, pentru că este încă de lucru, va trebui să facem două părți identice. Eu în următorul tutorial mă voi prezenta și cu partea a doua, o am deja pregătită, după care vom continua lucrarea. Vă mulțumesc pentru atenție, dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, vă rog să lăsați un like, să dați un share, un comentariu, acestea mă ajută foarte mult în creșterea canalului de YouTube. De asemenea, vă rog să nu uitați despre canalele pe care v-am sugerat să le vizitați și să vă abonați. Sunt gratuite. Anca, scris cu litere mari, cu K de la kilogram, Iosif Berei și Ioan Suciu. Fiecare dintre dumnealor așteaptă vizita dumneavoastră și acolo veți găsi diferite tutoriale care vă vor încânta privirea. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și ne vom reîntâlni. La revedere!